Atunci când nu mai avem suficienți dinți care să sprijine o restaurare protetică fixă, se apelează la protezele dentare. Medicul stomatolog Dragoș Mitoi din cadrul clinicii Mr. Smile Clinic ne explică ce sunt acestea. Protezele dentare sunt niște dispozitive medicale ce sunt folosite pentru a înlocui dinții lipsa unui pacient. Ele, în general, sunt confecționate din acrilat și pot, se pot adresa oricărui pacient care are niște dentații, adică niște dinți lipsă. Pacienții care au nevoie de o proteză dentară trebuie să știe că acestea sunt de mai multe feluri. Protezele se împart în două mari categorii, protezele totale și parțiale. Cele totale pot fi uh, imediate, adică se aplică pe câmpul protetic imediat după ce se fac extracțiile, și există și varianta de proteze tardive, care sunt cele convenționale, adică se pun pe câmpul protetic după ce pacientul se vindecă complet. Uh, cele uh, parțiale sunt de două feluri, fixe și mobile. Cele fixe uh, sunt. Uh, clasicele punții dentare, iar cele mobile se pot scoate și igieniza. Cea mai frecventă întrebare în rândul pacienților este în cât timp se vor obișnui cu o proteză dentară. Chiar dacă la început aceștia se vor simți ciudat și se vor teme să facă anumite lucruri, cum ar fi să zâmbească sau să mănânce fructe, proteza dentară reprezintă un remediu, atât pentru sănătate cât și pentru un frumusețare. Protezele dentare nu sunt ușor de purtat, necesitând puțină acomodare. Dar pacienții nu trebuie să dispere și trebuie să le poarte, și în timp se vor obișnui cu, cu acestea. Odată ce un pacient va avea o proteză dentară, îngrijirea zilnică a acesteia va deveni o necesitate. Protezele dentare obligatoriu au nevoie de igienizare zilnică. Ele trebuiesc scoase din cavitatea bucală, periate cu o periuță special utilizată în acest sens și clătite cu apă și săpun, nu cu pasta de dinți, deoarece pasta de dinți are tendința să îmbâxească protezele dentare. Dacă nu sunt igienizate, protezele dentare se colonizează bacterian, fiind poroase, și generează un miros neplăcut, se pot colora și pot determina și leziuni epiteliale părților moi datorită acestor bacterii. În cazul în care doriți să vă programați pentru o consultație, medicii stomatologi din cadrul Mr. Smile Clinic vă stau la dispoziție la numerele de telefon 0727 225 sau 0721 809 747.